Un apel la numărul unic de urgență 112 a alertat autoritățile joi dimineață, în jurul orei 10, despre un accident rutier grav produs la ieșirea de pe autostrada Soarelui, în dreptul localității Ciocărlia. Un bărbat aflat singur în autovehicul, pe fondul neatenției la volan, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune frontală cu un parapet de beton. În jur de ora 9:45, pompierii construcției au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în apropiere de localitatea Ciocârlia din județul Constanța. S-au trasat o auto specială de descarcerare, dar și un elicopter SMURG. E vorba de un bărbat de aproximativ 32 de ani, decedat, a fost scos din autoturismul răsturnat de către echipajele de descarcerare. Bărbatul se numește Gabriel Ban, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Bacău și era angajat MEAPN, detașat în cadrul batalionului 345 Artilerie Tomis din Medgidia. Reprezentanții armatei și-au exprimat regretul pentru trecerea în neființă a militarului. Sergentul major Ban Gabriel era un model de militar, subofițer, bun practicant al unor sporturi, era un foarte bun sportiv, membru al clubului din Medgidia. Un model de militar, dar din păcate a plecat dintre noi. Suntem profund îndurerați noi, militarii regimentului, dar și comanda regimentului pentru acest nefericit eveniment. Pe lângă cariera de militar, Gabriel Ban era și un cunoscut sportiv. El făcea parte din clubul sportiv din Medgidia și era într-o continuă cursă către doborârea sau stabilirea de noi recorduri care au la bază forța și rezistența fizică. Mi-e foarte greu să vorbesc despre Gabriel Ban la modul trecut. Era un om deosebit, era un sportiv adevărat care a doborât mai multe recorduri mondiale. Își dedicase viața în totalitate sportului, a făcut foarte multe performanțe. Îi se spunea tanchistul. Este regretabil, nu pot să spun decât Dumnezeu să-l odihnească și pentru noi, clubul sportiv, pentru noi Medgidia, este o mare pierdere. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut nefericitul eveniment rutier.